Igor Dodon își poate schimba numele. Dacă s-a putut cu Alde Plahotniuc, iar Alov, Vaja Djaši, de ce nu s-ar putea și cu fostul președinte? Mai ales că noi avem și o sugestie care s-ar potrivi de minune pentru noua identitate a lui Igor de Sadova. Igor Razgândon. Nu, nu vă gândiți la acele obiecte de unică folosință. Deși, la cum a fost utilizat Razgândon, ba de ruși, ba de Plahotniuc, s-ar potrivi și asocierea asta. Dar noi avem una mai potrivită. Igor Razgândon de la Răzgândeală. La noi politicienii se răzgândesc destul de des, e adevărat. Dar nici unul nu o face atât de rapid și de dramatic ca Igor Dodon. Razgândon. Și nu vom merge prea departe în trecut. Ne sunt de ajuns ultimele luni. Vă mai amintiți cum anul trecut, prin primăvară, Razgândon îl amenința pe Ivan Ceban că ar putea candida la funcția de primar și să-l facă să piardă alegerile? Cine va fi el? Unii spuneau că merg eu. Sincer. Unii colegi se le dă domnul, dar și înscriu pe Facebook. De ce nu mergeți dumneavoastră? Dumneavoastră la sigur ești centurul 2, la sigur. Cu ce ban sau cu pas, nu știi. Dar la sigur ești centurul 2 și încă puteți câștiga. Eu mă uit la ei. Până acum nu luam în serios. Dar acum mă gândesc, băi, ia să examinez eu mai serios și opțiunea asta. Și care examinați? M-au pus pe gânduri. Eu în ce ban sunt speriem. Și îl susținea chiar și Batrâncea, care dădea asigurări că sunt doar doi candidați dintre care se va alege. El și Dodon. Nimic nu s-a schimbat. Noi am anunțat deja în repetate rânduri că sunt doi candidați la socialiști. Da. Este domnul Igor Dodon și eu, da. Da. Și unul din doi. Unul din doi, dar nu s-a decis încă acest încă lucru. Încă nu. Mm-hmm. Și avem timp. Dumneavoastră personal, cum credeți cine ar trebui totuși să fie candidat? Eu cred că, dacă să mă întrebați opinia mea, domnul Igor Dodon este cel mai reușit candidat. Ei, numai că socoteala de la Sadova nu s-a potrivit cu cea de la Kremlin, pentru că Dodon i-ar fi făcut mari probleme lui Ivan Ceban. Chiar l-ar fi trimis pe locul 3 în primul tur și atunci cum să-și piardă Moscova asul, cameleonul, miza lor principală din Moldova? Și-au luat câte un șut în fund și Batrâncea și Razgândon și a apărut anonimul Albu. Astăzi a avut loc ședința executivului PSRM, unde a fost votată, susținută, candidatura domnului Adrian Alb la primăria municipiului Chișinău. Cel care a avut misiunea de a face figurație și de a nu deranja nici într-un fel pe Ivan Ceban. Și după ce misiunea a fost îndeplinită, iar Razgândon a ascultat de indicațiile Kremlinului și l-a făcut pe Ceban primar, el și-a mai încercat odată norocul. De data asta, în privința alegerilor prezidențiale. Întâi a spus că toată stânga, adică toți oamenii Kremlinului, trebuie să candideze separat, pentru că dacă se va miza pe un singur candidat, va fi, atenție, o greșeală fatală. El insista și că Partidul Socialiștilor 100% vor avea un candidat, adică pe el. La sigur pot să vă spun un lucru, că Partidul Socialiștilor va avea candidat la funcție de președinte al țării. Eu consider că ideea consolidării, și am spus acest lucru și altor forțe de opoziție, apropo, ideea consolidării tuturor în jurul unui singur candidat de opoziție, da? Ați văzut că se discută, să facem un candidat, să găsim un candidat unic și toate partidele să ne consolidăm în jurul unui candidat. Eu cred că aceasta va fi cea mai mare greșeală strategică. Și nu trecu bine luna că Razgândon de Sadova a comis-o din nou. De data asta, schimbându-și opinia și mai radical. Deja candidat unic, așa cum insistă strategii Kremlinului. În primul rând, ce țin de alegeri prezidențiale. Repet încă o dată. Poziția mea personală și a socialiștilor este ca toți împreună forțele de opoziție să depistăm un candidat comun, unic, nepartinic, nu membru de partid, pe care să-l susținem în lupta contra Maesa. Noi suntem gata să facem acest pas. Razgândoane, ce-o fi în creierul tău? Dacă-l mai ai, desigur. Că ce nu ai la sigur e coloana vertebrală în condițiile în care rușii te sucesc și răzgândesc în halul ăsta. Dar nu mai vorbi și tu dacă nu ai primit accept de la Moscova.
Mai departe, când mai ieși pe la televizor sau în președintele răspunde: cere, domnule, voie de la cei de la Moscova până și când să bei apă, că amuși te mai răzgândesc când duci paharul până la jumătate sau chiar când începi abia și te-ai mai înneca în direct. Și la sigur n-are cine să-ți facă respirație gură la gură ca să te salveze.